Ne propusesem să ajungem cât mai departe. Din păcate am ieșit din această fază a 16-milor, dar eu spun că am ieșit mai mult decât onorabil. Ar fi de comentat un lucru pozitiv, că publicul s-a întors în tribune și a încurajat permanent echipa și a recăpătat încrederea în echipă și sper în continuare să nu dezamăgim. Mi s-a părut că așa a fost diferență față de o echipă de prima ligă? Nu mi s-a părut o foarte mare diferență, ba din potrivă, cred că repriza a doua am jucat mai bine decât adversarii noștri, dar pe o greșeală sau o neatenție de câteva secunde s-a întâmplat să primim acel gol. În rest, eu sunt mulțumit de atitudinea băieților, de modul în care au tratat jocul, chiar și cu absențele notabile pe care le-am avut. Cred că am făcut un joc bun și nu am dezamăgit. Rămâne promovarea pe primul plan, am văzut mai multe rezerve astăzi. Sigur că rămâne promovarea pe primul plan. Rezerve ați văzut în teren datorită faptului că și regulamentul se schimbă în cupă și trebuie să jucăm conform echipei superioare, adică mă refer la jucătorii under. Dar am avut și probleme și avem în continuare probleme de accidentări. Sunt 4-5 jucători accidentați care sunt foarte importanți pentru noi. Și atunci, sigur că lotul fiind destul de numeros, s-a apelat la oricare dintre ei. Mă bucură că au dat randamentul așteptat. Domnule Lazar, se spune că Farul îl dorește pe Diara. Este adevărat? Nu știu. Diara este jucătorul nostru. Se află sub contract încă 3 ani de zile. Deci nu am primit niciun semnal din partea vreunei echipe din țară. Diara, nu, nici, de la absolut nicio echipă din țară, nu ne luăm după zvonuri. În momentul în care există oferte scrise, atunci le discutăm pe telefoane. Astea. Deci 3 ani, domnul Lazar, că spunea cât mai are doar un an. El nu știe cât are, cât mai are. Nu știe, da. Mai are 3 ani contract, are opțiune de prelungire din partea clubului. Pe care ați activat, înțeleg. O activăm, avem timp să o activăm. O vom activa. A fost un meci greu, cum am sperat că o să fie, echipa de Liga 1 și echipa foarte bună, doar băieții s-au portat foarte bine și cred că am putut să facem meciul cât de echilibrat posibil. Cum a fost cu toți spectatorii în tribună? Ce atmosferă aici? Foarte, foarte frumos. Nu m-am așteptat să fie așa, a fost prima dată când am avut așa de mulți spectatori și mi-a lăsat foarte fericit să văd pe toți cum ne suportă anul ăsta. Cum sunt alături de noi și când nu merge așa de bine meciul, sper să văd mai multe meciuri așa. Cum a fost duelul cu italianul în companie? De fiecare dată îmi place să joc contra el, e a doua dată și am avut și eu... E bine să joc cu un vârf așa de mare și puternic și arăt și eu câtă forță am. Da. Au fost așa scânteii acolo între voi, că sunteți doi jucători de talie? Sigur, și amândoi vrem să câștigăm meciul. Să o facem ce putem și arbitrul ne dă libertate să jucăm fotbal. Vă pare cu atât mai rău, având în vedere atmosfera din tribune, că n-ați reușit să vă calificați? Da, pe mine m-a supărat puțin că n-am putut să dăm rezultate la suporteri, dar s-a văzut că au fost mândri de noi, de atitudine care am avut și fotbalul care am demonstrat că este suntem noi. Găsesc cuvintele, mi-aș fi dorit din suflet să reușim să aducem o bucurie suporterilor, pentru că știu cât și-au dorit să câștigăm acest meci, din păcate n-a reușit și ăsta e regretul cel mai mare. În schimb, am câștigat, cred și sper, pentru noi, pentru grup, pentru echipă. Am simțit ce înseamnă să joci un meci bun, un meci cu o echipă de nivel superior, pe un teren bun, cu o atmosferă superbă și la o oră foarte bună. Și asta ne face să ne dorim tot mai mult să ajungem la anul să jucăm în Liga 1 și să avem etapă de etapă meciuri de acest gen. Ați sesizat astăzi o diferență într-o divizională secundă și una de prima ligă? Nu pot să, la cald acum, o să trebuiască să iau să văd meciul. Diferențe mari nu s-au văzut. E clar că jucătorii lor, ca și calitate, ceva mai bună decât ai noștri, dar cu
cu ambiție și cu dăruire, cred că am reușit să echilibrăm balanța și să ne ridicăm la nivelul meciului. Domnule Mai, Viala, este accidentat? Da. Cât de grav este? Sau e? Mâine o să fac un remene. Eu, din ce simt, nu o să joace nici etapa viitoare. El în teren, erau șanse mai mari? Nu știu, nu pot să spun acum dacă cu el în teren. Da, probabil am fi avut șanse mai mari cu el în teren, dar din punctul meu de vedere, Iarovici a făcut un joc bun, s-a bătut și cred că e un jucător care o să ne ajute din ce în ce mai mult. O evoluție bună, Vaiu, și toți au jucat bine, deci n-aș putea să găsesc unul care n-a jucat bine. Și referitor la formula de echipă cu care am început jocul, a fost cea mai bună formulă care puteam să începem la ora jocului, da? Pentru că Diara cu probleme, v-am spus, Țicu cu probleme și la el să pune, e cu semnul întrebării pentru următorul meci, Ciobotaru a simțit ceva și am convenit, m-a rugat să acest meci să-l las să odihnească, să fie pentru meciul de la Dej. Tucaliuc, care a ieșit cu probleme și n-am vrut să riscăm nimic, deci și s-a antrenat cu noi azi, ieri normal, și n-am vrut să riscăm o accidentare. Deci cam ăștia sunt jucătorii care am avut. N-am menajat pe nimeni special, deci au fost jucători cu probleme, accidentați și ăștia am fost. Extraordinar, v-am spus. Asta e marele câștig al meciului de azi, în ciuda că am pierdut. Deci le-am spus că cu asta trebuie să rămânem, cu dorința imensă de a juca cât mai multe meciuri într-o astfel de atmosferă. Și lucrul ăsta se poate întâmpla doar dacă promovăm. Un meci cu ritm, un meci frumos pentru toți spectatorii și fanii din tribune. Cred că Petrol a reușit să pună un ritm important, un ritm de Liga 1. Mă bucur pentru echipa mea că am reușit să câștigăm acest meci. Cred că a fost o victorie meritată, o victorie muncită într-adevăr, dar meritată. Cum era doar de Ploiești, domnule? De cine? De Ploiești, de Abusoara, de Ploiești. Da, o știu foarte bine, de aceea am și salutat pe suporteri. Salutat-o stadionul, atât pe suporterii la peluză, cât și ceilalți la a doua. Pentru că, într-adevăr, m-am simțit bine și am fost respectat la Ploiești și țineam să le mulțumesc și să-i aplaud. Sper să continuă așa, să susțin echipa așa cum a făcut-o mereu și, de ce nu, să promoveze în Liga 1. Adrian, ați avut și șansă, având în vedere ocazia din finala Petrolești? Care ocazie? Să șutul peste poartă? Eu nu, așa noroc nu pot să spun că am avut noroc, pentru că n-a fost o fază clară de gol. Dar mă bucur că s-a terminat așa, ce să zic, pentru că am avut destul de mult ghinion în campionat. Îi felicit pe băieți în primul rând pentru atitudine, pentru că nu au tratat jocul de sus. Le-am spus să nu fac acest lucru, pentru că Petrolul e o echipă care în acest moment este în formă și dacă intrăm pe vârfuri o să avem de suferit, ceea ce nu s-a întâmplat. Ne așteptam la un meci dificil, ne așteptam la o contră din partea lor importantă, ceea ce am și văzut în seara asta. Dar, cum spuneam, mă bucur că în sfârșit am reușit să rupem această serie mai puțin pozitivă din campionat și să avem un moral bun pentru următoarele meciuri. În fine, a fost un meci disputat, un meci frumos, cred eu, un meci de Liga 1, ceea ce de speranțe, ne dă speranțe în primul nou, dar și dumneavoastră, petroliștilor, pentru viitor.